Pace, fraților, mă numesc Cuprescu Florin, am 42 de ani și împreună cu soția mea, în anul 2002, am înființat o asociație, Asociația Somebody Cares. Înainte de aceasta am lucrat ca voluntar la o organizație mare, dar văzând o nevoie în comunitățile de rom de lângă Pitești, în Nord Argeș, am luat hotărârea ca să înființăm organizația noastră, organizația aceea mare, neimplicându-se în problemele sociale. Și împreună cu soția mea, în 2002, am înființat această asociație. Și în această zi aș vrea nu să vorbim despre asociația noastră, și am vrea să vorbim despre ce înseamnă să fii solidar. Și de-a lungul timpului am văzut că solidaritatea aduce oameni împreună, am văzut că Dumnezeu folosește oamenii și mai mult ca oricând în aceste timpuri putem să vedem aspecte pozitive și aspecte negative în care societatea românească este, dar am văzut că fiind uniți, fiind solidari, putem să realizăm lucruri fantastice împreună. De aceea aș vrea să, în acest material, aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre solidaritate, ce înseamnă și cum, ca și creștin sau și necreștin, pentru că poți să fii solidar indiferent de orientare pe care o ai, indiferent de credință în care ești. Și aș vrea să încep acest mesaj cu o parte biblică din o scrisoare care Apostolul Pavel a scris-o lui Tit, spune așa, Tit 3, de la capitolul 1 până la capitolul 6, spune așa: adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și drăgătorie, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oameni. Căci noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind de răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcute de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu ne învață prin cuvântul Lui, în primul rând, ca să fim supuși stăpânirilor și dregătorii, să ascultăm, să fim gata pentru orice lucru bun. Și aici sunt multe lucruri de discutat, sunt discuții interminabile, dacă autoritățile și la rândul lor fac lucruri bune. Din păcate, răspunsul știm cu toți, dar să fim gata, spune cu Dumnezeu, pentru orice lucru bun. Și poate te întrebi ce înseamnă să fiu solidar, ce înseamnă solidaritate, pentru că se vorbește foarte mult la televizor, în mediul online și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că o solidaritate înseamnă sentimentul care îi determină pe oameni să-și acorde ajutor reciproc, să fie împreună în situațiile critice. Și nu numai atât, dacă te uiți în Dexul Limbii Române, spune că acolo este o comunitate de idei, de sentimente, de interese, un mod unitar de acțiune și o gândire, un spirit de înțelegere care aduce la unitate. Cu alte cuvinte, solidaritatea înseamnă răspundere comună. Noi suntem chemați să fim gata, indiferent de naționalitate, indiferent de etnie, indiferent de religie. Noi suntem chemați să fim solidari în aceste momente unul cu alții. Fiind solidari, putem să stăm împreună. Solidaritatea mai înseamnă și coeziune, capacitatea lucrurilor de a fi legate, capacitatea elementelor care sunt compuse, orice, că ar fi lichid, de gazoase sau orice elemente, are capacitatea de a fi împreună, așa se numește coeziune, o legătură strânsă pe care aproape nici nu poți să-i explici, este un fenomen fizic. Și asta, dacă ai legătura aceasta, dacă ai coeziunea aceasta, o atracție internă strânsă, poți ca să mergi mai departe și să iei niște decizii coerente. Vedeți că atât în guvernământ, atât în biserici, sunt disensiuni pentru că oamenii nu mai au o coerență, nu mai sunt legați, nu mai sunt solidari pe un scop, pe o idee și totul este dus în altă parte. De ce? Dacă înțelegi să fii solidar, atunci te unești cu oamenii care au idei de bază comune și atunci lucrurile vor deveni logice. Va fi o relație armonioasă între idei și lipsa
Lipsa de discuții, lipsa de contraziceri. Coerență înseamnă lipsa de contraziceri. Dacă noi am hotărât că acum este lumină afară, nu mai ne contrazicem pe treaba asta pentru că este un lucru stabilit, este un lucru de bun simț, este o axiomă, este ceva, ceea ce noi, o teză care noi am admis-o, este un lucru care am și nu mai avem discuții. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim solidari în timpuri ca acestea. Poate spui de ce să fiu solidar și cum să fiu solidar. Vreau să vă dau un mic exemplu. Chiar înainte ca să decreteze stare de urgență în România, am văzut că vin lucrurile acestea, ne-am pregătit ca și organizație, am cumpărat tot felul de lucruri, echipamente de sanitare, dezinfectant și așa mai departe, mănuși și tot ce a trebuit, dar am văzut că va veni și o problemă materială și împreună cu alți parteneri de-a noștri, chiar înainte ca să fie problema aceasta, am pus la discuție cum am putea noi să ne unim și să fim de ajutor. Și împreună cu un grup de bătrâni din altă țară, nu aș vrea să menționez, și-au luat riscul chiar imediat cum a început criza ca să poate să strângă anumite lucruri și să putem să le distribuim celor care nu au. Nu a fost nicio obligație, dar a fost ceva care a venit automat. Pentru că într-o situație, indiferent de criză sau nu, solidaritatea este un sentiment care te face să-l ajuți pe cel care este în nevoie. Și de multe ori este inexplicabil, vedem și în media, sunt oameni care nu aveau nicio datorie, care pur și simplu merg în alte țări, în țări de război și așa mai departe, cum e și epidemia asta, și ajută fără să aibă neapărat o motivație ca și creștini. Dar noi, ca și creștini, avem și partea aceasta care Dumnezeu ne-a dat-o, care a spus așa, îndeamnă-i să asculte, să fie gata de orice lucru bun și să nu vorbească de rău pe nimeni. Chiar pe aia care dau ordonanțe, chiar că poate ni se pare că ne ia libertățile, să nu-i vorbim de rău și să-i vorbim de bine. Este autoritatea care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi și ai și acest drept la votare să te duci, dar dacă ai votat într-un fel sau altul, respecte ceea ce a îngăduit Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori nu ne place. Spune așa, cuvântul Dumnezeu, de ce să fiu eu solidar, cu ce mă ajută pe mine? Și de multe ori nu au înțeles oamenii expresia, de exemplu, în România se spune foarte des, corupția ucide. Și poate spui, cum ucide corupția? Că corupția dai ceva și primești ceva care nu ți-e cuvenit și doar câștigi. Dar dacă eu cumpăr o diplomă de doctor și fac o operație, e clar că omul acela nu o să supraviețuiască. Înțelegeți? Corupția este un bumerang. Lucrurile rele pe care le faci se va întoarce. Și cuvântul Dumnezeu spune în Matei 7 cu 12, dar înainte de asta aș vrea să vă dau un exemplu, poate să te gândești de ce este bine să fii solidar, pentru că este nevoie. A fost un tânăr, student foarte sărac, dintr-o familie foarte săracă, care în timpul liber se ducea și făcea livrări de mâncare, de medicamente, ce comandau oamenii care erau mai în vârstă. Comandau și el ducea la domiciliu și pentru asta primea un mic comision de la magazin respective și într-o zi după școală s-a dus și i se făcuse foarte foame, fiind foarte sărac, nu avea bani în afară de cărți. S-a dus la o doamnă și a bătut la ușă și în gândul lui a spus, o să cer nu mâncare pentru că era rușine, dar o să cer un pahar cu apă pentru că dacă beau apă, deja o să mai revin puțin și pot să fac următoarele livrări. Și femeia care a deschis la ușă să primească coletul, l-a văzut că era obosit, l-a văzut că era extenuat și a spus, vă rog frumos, puteți să-mi dați și mie, era ora prânzului, puteți să-mi dați și mie un pahar cu apă, vă rog frumos. Și a spus, da, dar nu vrei să-ți dau un pahar cu lapte? Și a zis, ar fi nemaipomenit un pahar cu lapte. Și i-a dat un pahar cu lapte și a plecat. Dar tânărul acela a fost impresionat de acest gest și a ținut minte adresa, a ținut numele persoanei. Ani de zile mai târziu, tânăr chirurg fiind, a venit pe masa lui un nume de la o doamnă care are o operație și trebuie să o facă, dar nu are bani și operația aceea era în așteptare. Și a spus tânărul doctor, a spus, vom face operația, eu o să plătesc,
Și eu o să plătesc facturile, s-a dus la domnul și a spus, o să facem operația chiar dacă nu aveți bani. Și la sfârșit, pe acte, a spus, a scris, achitat și totul în schimbul lui un pahar cu lapte. Pentru că ceea ce faci, spune ce voiți, spune cuvântul Dumnezeu și acum o să citesc în Matei 7 cu 12. Și în Biblia Ortodoxă spune foarte clar, spune așa, ci toate câte voi să vă facă vouă oamenilor, asemenea și voi faceți-le lor. Că aceasta este legea și prorocii. Tot ce voi să ne facă vouă oamenilor, faceți-le voi. Nouă ne-a plăcut foarte mult când a început criza ca să mergem la magazin, având bani, având servicii, având ceea ce ne trebuie, să cumpărăm lucruri. Și mulți au fost surprinși când cu banii mâini n-au putut să cumpere pentru că nu mai erau anumite produse în prima fază a crizei. Dar nu ne-am pus în situația celor care nu are bani. Nu au avut la magazinul să ne-am dus la alt magazin. Și să știți că dacă eu am cumpărat 50 de baxuri de hârtie igienică sau 50 de baxuri de făină, care oricum nu pot să le folosesc în 2 ani cu familia mea, automat cel care ar fi venit după mine nu putea să aibă și el la lucrul lui. De aceea, îndemnul lui Dumnezeu este să. Și dorința Domnului Hristos în Ioan 17, Tatăl, mă rog ca ei să fie una și Dumnezeu să ne ajute să fim una. În aceste timpuri poți să faci o diferență. Să știți că mulți dintre noi în aceste timpuri am putut să distribuim lucruri tragice. Au murit atâția oameni, am numărat morții, am numărat că sunt la terapie intensivă, dar nu am putut să facem și lucruri pozitive. Au fost o serie și sunt o serie de oameni care au gândit pozitiv și conform psihologilor și oamenilor de știință, dacă la copilul tău îl încurajezi și spui că tu ești bun, tu vei ajunge undeva, șansele sunt mult mai mari ca el să ajungă și să modeleze după cuvintele care tu îi le dorești. Și cuvântul Dumnezeu spune, ce voi să vă facă vouă, oamenilor, faceți-le voi. Vrei să primești bine, fă bine. Poate te simți mizerabil, poate te simți nefolositor și spunea cineva și nu este de glumit, dacă vrei să te simți prost, gândește-te doar la tine. Să știți că au fost oameni care viața lor nu a fost importantă și au rămas în istorie. În Matei 10 spune, cine își pierde viața pentru mine, spune Domnul Hristos, o câștigă, dar cine își câștigă viața, o va pierde. Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem că solidaritatea este să ajuți pe cei care nu au și tu ai și să avem legătura aceasta strânsă și să fim coerenți pe ceea ce suntem de acord, să fim uniți și Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta. Dorim ca această perioadă să fie o perioadă care să ne facă să ne gândim și la alții. Au fost oameni care, prin natura jobului pe care îl avem și organizații care avem, care m-au sunat, care nu aveau nicio legătură cu noi și a spus, aveți mâncare, aveți cu ce face, aveți ce vă trebuie, cum sunteți. Au fost și alți oameni care au trecut nepăsători. Dați și vi se va da pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Celui ce dă nu îi prisosește. Dacă dai, Dumnezeu este Cel care te va binecuvânta. Dacă dai, deja numai bucuria celui care primește pentru tine este un câștig. Am ascultat interviul la o doamnă profesoară care spunea, nu am avut foarte multe ore, a fost cinstită pentru că încă în mediul online nu se muncește cât în mediul fizic. A spus și am făcut voluntariat, dar vreau să vă spun că în perioada aceasta de voluntariat să cumpăr pentru bătrâni. Dacă mă duceam pentru mine, spunea persoana respectivă, mă durea picior, dacă mă duceam pentru altul, era o bucurie. Perioada aceasta m-a încărcat de energie. Înțelegeți? Pentru cuvântul Dumnezeu spune așa, da și vi se va da. Am vorbit cu oameni și prin poziția care o avem, primim foarte multe grupuri din țara și din străinătate și la sfârșit tendința noastră era să spunem la oameni mulțumim pentru ceea ce ați adus, pentru ceea ce ați făcut, voluntariatul care l-ați făcut, dar de multe ori, marea majoritate a grupurilor a spus, noi am primit mult mai mult de la voi decât noi am adus. Faptul că am văzut niște oameni binecuvântați, faptul că am văzut niște copii zâmbind, faptul că am făcut niște jocuri cu copiii, faptul că am adus un plus, faptul că am construit ceva, că am văzut bucuria și bucuria aceea a fost mai mult decât am fi făcut material. Alegerea noastră să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Indiferent din ce cult sau religie faci parte, Dumnezeu este același care te cheamă
care a spus: Tată, și mă rog ca ei să fie una și Dumnezeu să ne uniteze. Domnul Hristos nu a murit pentru unii sau pentru alții, ci l-a murit pentru toți. Și spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă și-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă în aceste momente nu suntem solidari unul cu altul, dacă nu putem să ne exprimăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi pentru aproapele noastre. A fost o situație, a spus: eu îl iubesc pe Dumnezeu, și a spus: departe de voi. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi, care văzându-l pe aproapele tău nu-l iubește? Și Domnul Hristos se identifică cu cei de lângă noi. Dumnezeu să ne ajute să fim solidari în timpuri ca acestea și El la momentul respectiv ne va arăta că ceea ce am semănat vom și culege. Ceea ce am semănat, poate cu lacrimi, poate în momente de restricție, poate momente în care nu ne-a plăcut, va veni și ziua în care vom secera cu bucurie. Dacă te uiți, sunt oameni care nu au pus nimic și nu au secerat nimic. Sunt oameni care pe secetă, pe an bun sau pe amere, au continuat să sădească. Și Dumnezeu este credincios și El va aduce înapoi sămânța. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și împreună să facem ceea ce putem să facem. Și Dumnezeu este Cel care ne va sprijini și Dumnezeu este Cel care va binecuvânta puținul nostru și va fi o bucurie pentru toți. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în aceste timpuri și Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta și îi dăm Lui slavă în toate și pentru toate îi mulțumim. Vrem ca să vă salutăm și acest film să fie o încurajare pentru toți. Dați și vi se va da, fii solidari. Ce voi să-ți facă oamenii fără lor și Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta pe toți. Amin.